Subiect, că nu vreau să o ocolesc povestea asta cu taximetriștii, da? Știți, taximetriștii ăia de-au paralizat ieri Bucureștiul și lumea s-a împărțit în două. Huă, taximetriștii care zrăi de lăsători, indolenți și nesimțiți, sau săracii de ei, vai mama lor, că au 7 copii acasă și nu au din ce să trăiască. Ei bine, ăștia de la Cotar, de au făcut ei protest, s-au gândit în momentul de față să ce? Să facă monopol pe dispecerat și să renunțe la aplicațiile alea, adică să impună oamenilor să renunțe la aplicațiile alea. Îl avem la telefon pe Ștefan Edveș, ziarist capital evenimentul zilei. Bun găsit, Ștefan! Să trăiți, bă ziua! Păi au bătut palma taximetriștii cu guvernul Grindeanu, era cu pupături în Piața Victoriei. Acum ce au? A luat o razna? Nu cred că au bătut palma. Probabil că ministrul un pic mai tânăr, domnul Petrea, a ieșit un pic la dânsul sau i-a primit dânsul la cabinet, l-a oferit o cafea sau un ceai și au stat un pic de vorbă pe tema acelei notificări, dacă pot să o numim așa, transmise de către Cotar, către guvern. Noi am intrat în posesia acelui document și l-am citit foarte, foarte bine să vedem despre ce e vorba și ce vor dânsii. Și am descoperit că pe lângă schimbarea legii 38 privind taximetria, am găsit în notificare un pasaj, o bucată de o frază în care se precizează că dispeceratul de taxi nu poate fi autorizat numai cu aplicația informatică, el ar trebui să îndeplinească prevederile din prezenta lege 38. Deci, până la urmă, aplicațiile alea trebuie folosite doar de dispecerat. E un fel de monopol, da? Așa, sunt convins că și dumneavoastră, și eu, și toată lumea, avem o aplicație, nu știu care, Clever Taxi, pe telefon, bun, așa. Suntem milioane de oameni și prin această notificare, practic, Clever ar trebui să aibă un dispecerat. Noi, în momentul de față, ar trebui să ne pregătim să ne ștergem aplicația de pe telefon și nu suntem 2 sau 3, suntem sute de mii de români care deja utilizăm aceste aplicații. Bine, îți mulțumesc frumos, Ștefan, pentru informații. Mai avem un minut și eu vă întreb altceva. Deci nu mai pot eu că fac ăștia aplicații, că fac proteste. Bine, m-am enervat ieri în trafic, dar am zis că nu e adevărat. Știți ce mă interesează, domnule Ionescu și domnul Râmpă? Oare are cineva curajul și responsabilitatea în țara asta să facă o lege a taximetriei bine pusă la punct și să verifice modul în care au fost date licențele? Păi nu mă interesează. Cam auzit că e afacere de milioane de euro. Păi nu mă interesează o chestiune, ca această mafie care încearcă să țină sub monopol piața taxilor din România să fie înlăturată și nu să fie înlăturată de o lege, ci să fie înlăturată de piața liberă, pentru că în final despre asta discutăm. Domnul Ionescu, deci, licențele mă interesează, le ia cineva la Purical sau... Da, sau nu? Da, da, avem în vedere la nivelul primăriei municipiului București să facem o strategie unitară pentru toată această problematică și sunt de acord că, într-adevăr, taximetriștii nu sunt nici buni, nici răi, sunt și. Și aici piața liberă este cea care va ajuta știți cum e vorba, să eliminăm acești taximetriști care nu vor să ne ia că-i prea aproape. Sunt oameni buni, oameni răi și șoferi. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune.